Cabinetul de pediatrie din Brăila al doctorului Ionuț, tatăl realizatorului de televiziune Teo Trandafir, a fost jefuit. Deși medicul era în clădire, nu a băgat de seamă când i-au dispărut mai multe bunuri. A avut însă noroc. Polițiștii l-au prins pe hoț înainte chiar ca medicul să observe furtul. Cabinetul este chiar în casa în care locuiește medicul. Ziua în amiaza mare este deschis ca să poată intra pacienții. Hoțul a intrat și el pe ușa din față, acolo unde este o alarmă care ar trebui să-l anunțe pe medic de fiecare pacient care intră pe ușă. Ionuță n-o pornise însă. Intră omul, când o deschide, acum nu e în funcție, când o deschide, asta începe să facă așa. Și omul de la stare... Hoțul a luat și a căzut în mână și a plecat. E de aici și până aici, e o bicicletă. O vedeți peste tot, cu niște coarne, să citește pulsul, apeși pe niște chestii, se dă pulsul, tensiune, are multe înregistrări pe ea. Ce valoare avea bicicleta? Este pentru că săracii, săraci trag, deși am lucruri foarte scumpe, 11.000, 12.000 de ani. Probabil că bicicleta era prea grea pentru că bărbatul care o căra a atras atenția unei patrule de poliție. Polițiștii l-au prins în flagrant pe brăileanul în vârstă de 33 de ani, imediat după ce a comis furtul. Prejudiciul a fost recuperat, iar suspectul a fost reținut pe ordonanță și încarcerat. Polițiștii și-au dat seama că potrivitul era din zonă și au început să-l caute. Așa au ajuns la medicul Ion Uță. Acesta însă nu va depune plângere. Este prea preocupat de starea de sănătate a fiicei sale și nu-l mai interesează altceva. Acum abia așteaptă ca Teo să revină de la clinica din Austria. Știu că este bine, se simte bine, nu sunt probleme.